Guvernul a aprobat la final de ianuarie majorarea numărului de bilete de tratament balnear pentru pensionari și suma alocată a acestora. Vor fi 135.000 de bilete asigurate prin Casa Națională de Pensii față de 120.000 în 2023 într județean de pensii gorci a demarat procesul de repartizare a biletelor de tratament balnear pentru perioada 9-12 mai 2024. Dintre cele 74 de bilete primite, 50 au fost alocate automat utilizând aplicația SPA în funcție de punctajul obținut de către solicitanți. Sejurul asigurat prin aceste bilete este de 16 zile, iar beneficiarii sunt obligați să se prezinte în stațiunea indicată pe bilet. Biletele de tratament pentru pensionarii 2024 4. Listele cererilor aprobate și respinse sunt disponibile pentru consultare la sediul instituției și pe pagina de internet a CGP Gorgi. Guvernul a aprobat la final de ianuarie majorarea numărului de bilete de tratament balnear pentru pensionari și suma alocată acestora vor fi 135.000 de bilete asigurate prin casa națională de pensii față de 120.000 în anul 2023. Plafonul alocat a acestor tipuri de facilități a crescut de la 300.000 de lei la 400 de mii de lei, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Casa Națională de Pensii a dat publicității lista stațiunilor în care pensionarii pot primi anual aceste bilete de tratament. Beneficiarii sunt aceiași ca și în anii trecuți. Vorbim despre pensionarii de invaliditate, persoane care au fost persecutate pe motive politice în perioade de dictatură, veteranii de război sau văduvele acestora, persoanele cu handicap. Nu se schimbă nici documentația care trebuie depusă la casa de pensii. Pensionarii care doresc să Obține biletele de tratament, trebuie să depună o cerere tip, cuponul de pensii, o declarație pe proprie răspundere că nu au alte venituri în afară de pensia respectivă și un bilet de trimitere de la medicul specialist sau de la medicul de familie. Din septembrie 2024, soții vor putea merge împreună la tratament balnear, chiar dacă unul dintre ei nu este asigurat ori nu este pensionar. Potrivit noi legea pensiilor publice, ambii soții vor putea merge împreună la tratament balnear cu condiția să acopere opere integral valoarea unuia dintre biletele de tratament. relatează românia TV.ro